pare rău pentru ea. Oricum, tot nu înțeleg cum s-a întâmplat totuși. Îmi pare rău și pentru tine că a trebuit să fii acolo. Măcar am fost lângă el. Scurtă mormântarea și lume puțin, așa. Nici pomană n-au dat. Ei, dar la azil, mă. Da, de eu n-am mâncat acasă, știi? Ce-i că e lume puțină? Cine să vină la cât te-a făcut? Tai, mă. Hai, tata, gata, lasă-l în pace, măcar acum, săracu. Ai știi că n-a fost un sfânt. Nu, de morți numai de bine, dar Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu aduce lumea la... Hai, mă, termină cu prostile. Tocmai de-aia nu mai vorbi, că nu știi ce spui. Bă, ia, hai, gata. Hai să mergem, să ne schimbăm, să mergem la Dănuța, la spital. Stai să mâncăm și noi ceva. Că pomană nu s-a dat. Mi s-a făcut și rău de la tămâie. De 3 zile stă în spital, săracă. Abia aștept să vină copilul acasă, să-i facem baie, să vorbim și cu el, să explic cum e cu viața și trebuie să facă. Dai, mă, liniștit, roagă-te să stea mai mult acolo. Mai are o lună până să nască. Doamne ferește să se rupă apa. Lasă să îl țină acolo cât mai mult. Că dacă iese mai devreme, e ce poate să iasă? Ce? Nu, mamă, glumele lui tactu. Nu, tu ai ieșit când trebuie, stai liniștit. Da, da. Dar puteai să mai stai 2-3 luni acolo să te coci. A, ne ferește. Dar nu abrumă, dacă avea probleme acasă, trebuia să... de-a lei ea. Hai, gata, că ajunge. Hai, pune-mi niște prostile. Bă... Haideți să ne schimbăm. Ce? La spital ne dă masă, ce... Ei, ia să vedem cum ești. Ceva dureri? Nu. Spune-mi adevărul. Mă doare puțin dacă mă mișc. E normal. Nasc, nu? Încercăm să te ajutăm să ții cât mai mult copilul, dar acum, dacă nu se poate, facem o cezariană de urgență. Păi, mai am o lună până la termen. Nu mai număra săptămânile. Poate să ți se rupă apa în orice moment. Aoleu, păi și o să fie bine? Da, sarcina e avansată, riscurile sunt minime. Deci sunt riscuri. Sunt, nu poți să te mint, dar acum și la o sarcină la termen sunt riscuri. Hai, nu te speria. Hai, încearcă să mai dormi un pic. Revin mai încolo. Mulțumesc. Ieși afară. Din cauza ta sunt așa. Hai, pleacă. Dana... Te rog, Gabi, ieși afară. Noi nu v-am tratat niciodată așa. Hai, lasă-o jos. Ați avut tot ce v-ați dorit. Asta ar fi fost culmea să nu avem când mi-ai lăsat fata însărcinată. Păi nu? Da, ok. O să se rezolve tot, nu o să rămână nimeni pe drumuri. Poate că Alice ar fi bine s-o dea cineva afară. Mai ales acum că a plecat Gabi. Mama. Ce mamă? N-am dreptate? Nu zic bine? Să apară cineva care să stârpească cuibul ăla de viesp de acolo. Da. Nu vrei tu mai bine să te duci să vezi ce face tata cu mâncarea aia dacă n-a mâncat-o? Da, ai dreptate! Hai că mă duc să văd, gata. Mersi. Să știi că a fost Gabi la mine. Ce? Nu pot să cred că insistă.
Nu, dar a fost ok. Ce? Rămaste la flori. Ah. Eu... mi-a fost milă de ea. Ok, Dana, am altele pe cap acum. Aș prefera să nu vorbim despre asta. Da. Eu cred că ea și-a învățat lecția. Ok, acum putem să nu mai vorbim despre ea? Bine. Emma. Bună, Sorin. Cum ești? Cum aș putea să fiu? Îmi pare rău. Știu că ți-ai ținut len. Mersi că ai venit la mormântare. Ei, cum să nu vin? Aveți și voi pe ale voastre, nu? Da. Dana e bine. E la pat, dar e bine. Bună. Bună, Sia. Ce cauți aici? Știu că o să pară ciudat, dar... Naia n-a mai trecut de câteva zile pe la bar și am zis să vin să vă întreb dacă e ok. Naia e... Și tu ești aia, nu? Optim? Tu i-ai dat iar să bea. Emma! Uite care e faza. A venit într-un bar, nu i-am dat eu să bea. Tu ești grăbată! Lasă-mă, Sorin! Ok, cred că ar trebui să mă retrag. Pleacă, să nu te mai prind niciodată pe aici, ai înțeles? Stai liniștită că oricum n-aveam de gând. Foarte bine. Proastă eu că am venit. Emma, ce-i cu reacțiile astea? De ce țipi așa la ea? N-are nicio vină. Toți suntem vinovați, Sorin, toți! Nu. Și mai ales ea. I-ai dat să bea când era bolnav! Emma, ea nici măcar nu știa ce s-a întâmplat cu Nae. Lasă-o în pace. Ce doare pe ea, Sorin? Și tu, de ce iei apărarea, nu? Nu, nu iau apărarea. Doar că... Sorin, nu am chef de discuția asta, bine? Nu azi. Vreau să zic ceva. Ia zi. Sia, tu știi de ce n-am mai venit Naia pe aici? Ce, și-a găsit alt loc în care băutura e mai ieftină? Nu. Nae a murit. Cum? Că l-am văzut zilele trecute. Știu, doar că avea niște probleme la inimă și a făcut infart. Cred că trebuia să știi. Da, acum știu. Poți să pleci. Ok. Mai ai ceva treabă cu mine? Că mă ții din lucru. Nu, scuze. Valea. Da. Păi mi-a părut bine. Nu cred că ne mai vedem. Da, nici eu nu cred. Ok. Pa. Pa. Liniște aici. În sfârșit pot să mă gândesc eu la ale mele. Ce-i cu tine? Mă gândeam că poate mă are dreptate totuși și că... e și vina mea că toate astea s-au întâmplat așa. Nu ești vinovat. E ciudat. E ciudat că fix înainte să... Mă rog. Ne-am luat în brațe. Ca și când... Ca și... Mă rog, ne-am fi despărțit așa, s-a simțit. Probabil a simțit și el că... că nu mai are mult. Păi și de ce nu mi-a spus și mie? Putea să-mi spună, nu? La ce folos? Că n-ai fi avut ce să faci. Așa e.
Așa. În păcate nu putem schimba trecutul, nu? Și din fericire. Ce? Aici m-ai cerut de soție. Și n-aș schimba asta pentru nimic în lume. Să știi că dacă vrei să vinzi inelul, încă poți să o faci. Putem să mergem la mare de toți banii, dacă vrei. La mare am fost, dar, mă rog, am avut și musafiri nepoftiți. Așa. Îți mulțumesc. Pentru? Faci să râd. Și că ești lângă mine. Și că... M-a ascuns mereu când mă plâng. Și... Și ești lângă mine. Și tu faci asta pentru mine. Da, așa e. Și îți mulțumesc că mă accepți așa cum sunt. Mă rog. Ce? Mai sunt mici detalii de discutat, dar toate la timpul lor. Mici detalii? Mm-hmm. Cum ar fi? Greu, nu? Închei acum, că tot m-ai implorat să-ți spun. Așa e. În genunchi te-am implorat. Bine. Când îți tunzi barba, ai putea să cureți mai atent chiuveta de la baie? Te rog. Ok. Mulțumesc. Alte plângeri mai avem? Hmm? Mai avem? Da, mai sunt. Da, mai. Nu cred că vrei să stăm treci toată noaptea. Ba da. Bun, păi. Dar să nu vorbim. Da? Take me on. I should be strong, 'cause life's a journey for one. Tell me I'm wrong. Been lost and found, stuck underground, waiting. Cred că ce ai avut aseară au fost contracții Braxton Hicks. Am citit ceva despre astea, nu sunt periculoase, nu? Nu, doar că vă pun în disconfort și pe tine și pe bebe. Nu vrem să stai așa 2-3 săptămâni, nu? Atât durează o naștere? Doamne, nu. Am să te programez imediat la cezarianu. Ce?
Nu, nu, dar e prea devreme, nu vreau mâine. Ai încredere în mine că e mai bine așa. Păi, dar dacă pățește ceva copilul, nu vreau să risc. Nu pățește nimic. Am făcut toate măsurătorile, parametrii sunt normale, riscul va fi minim. Hai, Dana, ascultă pe doamna doctor. Da. N-are sens să... Da, da, m-am decis ce nume să-i pun. Ai câteva ore să te decizi, să vă decideți. Să rămână. Maria, ce face Dana? Mulțumesc. Mai bine acum. Aseară a avut niște dureri, dar i-au trecut. Aha. Acum chiar mergem la ea. Sper să nu nască înainte de termen, ne e teamă. Am avut și eu norocul ăsta. La mine Robia s-a 3 zile în plus. Eram cât casa. Mamă, și ce vergeturi mi-au apărut din cauza lui. Ai liniștită că pe tine nu te mai ia nimeni. Mă, dar pe tine te-a băgat cineva în seamă? Otoliți-vă, copii! 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 Iertați-mă, Ema nu coboară? Ema a plecat. Cum a plecat? Așa, cu noaptea în cap? Mm-hmm. Am dus eu la aeroport. Păi ce aeroport? O topen dragă, câte aeroporturi știi? Da. Dar de ce a plecat cu avionul? Pentru că a plecat la Londra, are niște cursuri. A spus că vrea să se detașeze, să uite de tot. Da, așa, fără să spună la nimeni. A spus familiei ei. Ce, noi suntem nimeni? Da, așa e, coi. Nici măcar nu știu cine e fata asta, n-am văzut-o niciodată. Nu... Nu, câți ani are? Pare mai mare decât Ema, nu? Da. Asta înseamnă că... să-ți pui atâtea întrebări, ai putea să te duci să vorbești cu ea. Și ce să-i zic? Ce aș putea să-i zic? Cum să... Nu știu, Petru, nu știu, dar... Oricât ai încercat să nu-ți pese, nu poți. Îți zic din propria experiență. Ai dreptate. Ai dreptate. Mă gândesc la ea, să știi cum e, ce-i place, cum e ea ca persoană. Și în același timp sunt așa furios pe Nae că nu mi-a spus cât timp era în viață, că ar fi putut să rezolve situația asta și să nu mă lase pe mine. Lucrurile sunt așa cum sunt și nu poți să schimbi nimic. Tu nu poți decât să te gândești ce faci pe viitor. Nici nu știu ce. Par n-am. Iartă-mă, Carlo. Lia. Aș vrea să-ți mulțumesc. Pentru ce ai făcut? Gianni? Și să spun că am ceva pentru tine. Dar nu vreau nimic de la tine. De fapt, nici măcar nu vreau să mă suni. Casa lui Petru. Iată. Ce? Nu. Nu, n-ai cum. Am cumpărat-o pentru tine. Nu! Acum eu cred că meriți. Asta. Pentru tot ce ți-a făcut Alice. Și cred că meriți să le iei casa. Dar nu vreau asta, nu... Te-am rugat să ne lași în pace. E decizia ta. Ce faci mai departe? Casa e ta. Mulțumesc. Gianni a luat casa și vrea să mă dea mie. Ce? Așa crezi tu că o să reușești să o convingi? Sper. Nu o cunoști deloc. Și e ultima dată când pui mâna pe telefon meu. Alice, serios? Dana e pe cale să nască. Tu știi că Gianni ne-a luat casa? Da, am aflat. Ce? Zi-mi și mie de ce se întâmplă asta. Alice, n-am timp de tine acum. Dana a intrat în operație. Serios, avem și noi problemele noastre. Nu e totul despre tine. Ia uite-te la el, ce curaj a prins asta. Te-au chemat și pe tine?
Pavel este soțul meu și e normal să fiu alături de el. Fostul. Alice, ce cauți tu aici? Vreau să știu ce naiba se întâmplă. Aha, și te-ai gândit că ăsta e locul potrivit. Mă, femeie, Gianni ne-a luat casa, doar mie îmi pasă? Posibil, da. Și ne-a luat-o pentru că idiotul ăsta al tău n-a fost în stare să plătească niște rate la bancă. Nu, 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 n-ai dreptate absolut deloc. Casa asta s-a pierdut pentru că soțul tău, fostul, asta și-a dorit de la început, dar probabil nu se aștepta ca Gianni să fie ăla care o cumpără. Ce tot spui tu acolo? I-am auzit vorbind la telefon. Pe Petru și pe Pavel. Petru a pierdut casa voit. Asta zicea. Intrați. Unde-i Gianni? Să știi că eu n-am știut nimic din ce vrea să fac, îmi pare rău. Da. Gianni! Ah! Fica mea! Și ginerele. Am venit să spun să-i dai casa înapoi. Casa? E a ta. Poți să faci ce vrei cu ea. Ea nu o să accepte niciodată nimic de la tine, să știi. Ea este o femeie matură în secolul 21 și poate lua decizii singură. Gianni, te-am rugat să stai departe. De ce faci asta? Poți să-i fac un cadou fiicei mele? Nu, pentru că nu-l accept. Da, da. Dar înțelege că nu o să accepte nimic de... Pentru că ăsta e doar începutul, Gianni. Și nu vreau să am nimic de a face cu tine. Și totuși ești aici. Da. Am venit să spun că nu accept. Acum plec. Pa, Carla. Cu vanitatea ta mă lupt, nu? Înțelege că nu o să facă niciodată parte din viața ta. Eu ți-am zis că așa o să se întâmple. Mai bine luai mie o casă. Cercăm să-ți iau o soră. Câte vreme va fi Petru lângă ea, nu o să accepte niciodată. Durează ceva. Da, uleu, mie îmi spui, nu mai pot să tremur tot. Te cred. Și eu de-abia aștept să fiu unchi. Ha? Așa zicea și Emma, că abia așteaptă să fie mătușică. Da. Asta chiar unde e Emma? Ea nu știe că naște Dana? Pavel, tu nu știi că Emma a plecat? Unde a plecat? Cică s-a dus în Anglia. Poftim? Am ajuns cât de repede am putut. Ce face Dana? Unde e? E bine, acum îi fac cezariană. Stai așa, cum adică? Cum? Nu e prea devreme? Așa a zis și Dana, dar doctorița ne-a explicat că e cel mai bine. Și eu am aflat acum, nu? Olea, Sorin, ce? Ce să facă? Marcel a trecut pe lângă o pată de sânge și a leșinat prostul. Ce? Ce fac cu el? Doamne, stai că... Stai că vin cu tine. Hai, stai jos. Uite-te, Doamne, îmi trebuia asta acum. Cum ești? Am emoții. Hai că o să fie bine, da? Și Dana, și copilul, și Marcel. Bucur că ești lângă noi aici. Asistentă drăguță și mi-a pus nevastă, mi-a piedică și am căzut drept în cap, am căzut. Hai mă, da, în cap. De emoție. Din greșeală. De emoție. Ce vreați? Vreați să ne întrebați ceva? Știți ce? O să revin. Vorbim altă dată. Nu, doamnă, vă rog, dacă tot ați venit. Dragă, pe scurt, ce se întâmplă? Noi va trebui să ne mutăm. O să trească să găsim o altă casă. Nu știu exact ce o să fie și cum, dacă o să vă păstrăm lângă noi. Eu așa sper, dar am zis să vă spun, ca să știți și voi. Mai bine... Doamnă, ați avut dreptate. Vorbim mai târziu. Așa e. Mai bine. Că noi acum, înțelegeți, care-i treaba cu noi, că sunt... Trebune!
place? Nu trebuie să-mi placă mie. Alice și Otilia trebuie să decidă. Nu. M-am săturat să fac mereu ce vor ele. Da, dar ele or să stea aici, nu? Asta dacă vrei tu. Eu? Tu, da. După câte ți-a făcut Alice, chiar cred că poți să decizi dacă vrei să fie în viața ta sau nu de acum încolo. Eu nu vreau să mai ajut pe Alice decât dacă ești tu de acord. Nu mă pune pe mine să decid. Ba da. Hai mai întâi să cumperi casa. Hai să cumpărăm casa, așa. Și trebuie să luăm în considerare că e și Robi. Așa e. Și tu mai ai ceva important de făcut. Trebuie să te duci să vorbești cu fata aia. Da. Nici măcar nu știu ce să-i spun, sincer. Mă gândesc că poate m-a mințit, poate nici măcar nu e sora mea. Dar și tu poți să trăiești cu îndoiala asta? Nu pot. Așa e. O să vorbesc cu ea. Hai să-l sun pe agent să-i fac o ofertă. Dă-mi o bere. Nu de asta, iartă-mă. Dăm fără alcool dacă ai, că-s cu mașina. Dar nu mi-am dat seama, scuză-mă. Mădălin? Da, colegă. Aduci mie o bere fără alcool, că domnul e cu mașina. Ai venit până aici pentru poșirca asta? Eram prin zonă. Te l-ai văzut? Nu, am așteptat să vedem împreună. Doamne, ce emoție. Da, și eu. Dana, nu știu cum să zic asta altfel, dar să știi că sunt mândru de tine. Dana, felicitări, bravo. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Scuze, noi trebuie să mergem să vedem copilul. Da, mergeți. Am înțeles că ai ales nume deja? Da. Ioan. Îți place? Da, sună bine. Și eu care credeam că o să-i zice Sorin. Uite, poate al doilea prenume. Serios? Da. Ioan Sorin Vornicu. Ioan Sorin Pescaru Vornic. Nu e prea lung? Dar ce contează? Copilul ăsta o să fie un pescar. Da, și mie îmi place cum sună. Ioan Sorin Pescaru Vornic. Da. Nu îmi place. Da. Poți să mai aduci un atent? Imediat. Asta, banii. De 13 lei? Ai consumat de 30. N-am băut atât. Băi, vină un coace, mă, unde pleci? Nu ți-am pus două bani? Alo, ai grijă cum vorbești cu ea, da? Tu ce vrei, mă? Mă descurc. Sau ești cu ăsta? Ce? Hai, lasă că știu eu cum veniți voi, câte doi, să mă învrăjiți aici. Vale de aici, nesimțitilor. Băi, orice, ca să te ajut. Păi ia mâna de pe mine. Sau ce? Ia mâna de pe mine sau te pocnesc. Mă pocnești? Ia, pocnește-o, ia. Dom'? Da, mă, ia, pocnește-o, dă-i. Bă, hai să te văd, copul. Cristo! Ce-i asta? Nu știu. Aici ne-a chemat Petru. Ce caută asta aici, că n-am niciun chef să o mai văd? Alice, te rog. Asta este noua voastră casă și aș vrea să-i mulțumiți Liei că vă lasă să locuiți aici. Te rog eu, spune-i Liei, că n-am nevoie de nimic de la ea. Casa e cumpărată de Petru. Deci pe jumătate e a mea.
Așa că de acum încolo ai grijă cum te comporți. Că dacă îi mai faci rău lui Robi sau mie sau lui Petru, ajungi pe străzi. Deci? Accepți condițiile?